La Cuvin, creștinii ortodoxi români se bucură de noul paroh, arhimandrit Longin Muncean, care acum o lună a preluat această parohie. Am venit cu dorința de a uni românii de aici și nu numai, pentru a organiza și a face, am multe idei cu acest loc, această biserică, românii noștri care au trecut pe aici, pot să zic că este o biserică minunată, frumoasă, în centrul orașului, buricul covinului. Și proprietatea bisericii este un loc așa de frumos, unde poate să se organizeze să fie un centru duhovnicesc, un centru cultural, un centru al românilor, un centru al ortodoxismului, care, dacă puțin punem umărul și dorim să facem așa ceva, cu adevărat vom reuși. Biserica Ortodoxă Română Sfântul Ilie Tesviteanul astăzi este unicul pilon al românismului în acest orășel din Banatul de Sud.